că trebuie în primul rând să conștientizăm oamenii acest zone de importanță să fie puși într-o comunitate. Este o situație temporară, toate autoritățile sunt mobilizate, dar dacă noi suntem aici șanțiorani, este necesar și pe primul loc trebuie să fie cetățenii și în sensul acesta să fie puși, să trăiți iasă din situația de risc. Domnule Arafat, vom vorbi și după ce facem evaluarea la... Domnule Arafat, două secunde, la acest moment sunt destul de multe... Care este situația? Cum a fost noaptea trecută, dacă vreți să ne vorbiți? Și începând de când s-a dat decizia de evacuare, am intervenit mai multe forțe ale Ministerului Afaceri Interne la fața locului, peste 25 de pompieri, 23 de jandarmi, polițiști și pompieri voluntari. S-a mers din casă în casă, din poartă în poartă, s-a discutat cu cetățenii. Cei care au dorit să fie evacuați au fost transportați cu două autobuze și un microbuz la sala de sport din orașul Baraol și Călunul Cultural. Am avut și situații cu persoane imobilizate la pat, trei persoane pe care ajutorul colegii de la ambulanța din orașul Baraol i-am transportat la spitalul din orașul Baraol. Trei persoane dintre cele evacuate am transportat la sala de sport și au și dormit acolo pe timpul acestei nopți. Pot să mai zic că am avut și persoane care au refuzat transportul sau chiar alte persoane care decât au preferat să meargă la rude decât să rămână aici la sala de sport. În timpul nopții am evaluat situația cu echipe mixte formate din pompieri și echipaj de la STGA. Pot să vă zic că în această dimineață cotele apelor erau în scădere, dar la fața locului s-a instituit o echipă formată din autorități locale și ministrul apelor, care au decis ca malul să fie înviguit. În perimeter au cărat saci cu nisip și au întărit digul de protecție. Din fericire, cum vă spuneam, apele sunt în scădere și pericolul se pare că a trecut. Care e problema, de fapt, aici, la Căpeni? Datorită faptului că Oltul a atins cote destul de mari, la stația de măsurare de la Ferdioara a depășit cota de pericol, ceea ce înseamnă o cotă foarte mare. La pârâul Căpeni, când s-a ajuns, se formează fenomenul de remu, adică se întoarce înapoi pe pârâul, Oltul vine înapoi pe pârâul Căpeni. Pârâul Căpeni efectiv nu mai are descărcare și atunci digurile care sunt vis-a-vis de pârâu sunt puse sub presiune. De obicei digurile astea de remu nu sunt diguri cum sunt la Olt, foarte robuste, sunt diguri mai puțin robuste și mai sensibile. De acest motiv, dacă rămân foarte mult sub presiunea apei, pot crea probleme. Aseară am fost într-o situație aproape critică, s-a reușit până la urmă să rămână în picioare digul, sperăm că nu o să mai fie problemă. Dacă s-ar fi întâmplat să se rupă, atunci aveam planuri aici de evacuarea populației, deci tot era pus la punct, toată lumea a participat, inclusiv domnul ministru Dineș, care a fost cu noi aseară aici. Ați mai avut situații de acest gen în județ? Se mai întâmplă, sigur că da, astea nu sunt. Sunt situații curente când debitele sunt foarte, foarte mari. Acum, vedeți, dacă ar fi să facem un paralelism așa rapid, cred că în anul 2010 a mai fost o situație de genul ăsta cu atâta apă și pe timp mai îndelungat, pentru că asta contează. Deci cantitatea de apă și timpul care rămâne apa pe suprafața respectivă. 2010 a fost un an în care tot așa a fost o perioadă mult mai anul ăsta. Și tot aici sau în altă? A fost și aici și în altă. De exemplu și anul ăsta, aproape tot județul am avut cu probleme. Deci nu neapărat cu probleme că, domnule, imediat se întâmplă ceva, dar am fost peste tot în stare de alertă și trebuie să fim atenți atât ce se întâmplă. Viitora, să vedem ce se întâmplă și după aia o trebuie să venim cu specialiști să ne uităm la el dacă, în urma retragerii apelor, se constată că vor fi probleme, atunci trebuie să intervenim să reparăm, să aducem reparațiile respective. Dar nu putem să ne pronunțăm până când se va retrage apă. Și spunea și dumneavoastră, am avut într-adevăr aproape mai mult de 10 localități sub ape acum în perioada aceasta. Mai sunt probleme prin Bocel? Pe unde mai sunt probleme în momentul de față? Deci apă avem pe multe hectare, dar noi am urmărit ca să rezolvăm probleme de așa natură încât să nu se fie afectate populațiile și gospodăriile populației. Deci ca și afectarea gospodăriilor populației avem un număr foarte mic, deci nu sunt probleme deosebite. Este apă foarte multă pe terenurile agricole, dar deocamdată terenurile nu sunt culturi, sunt culturile de toamnă și pentru că se retrag în 2-3 zile apă, nu constituie o problemă.